Peste 100 de persoane din satele Livada și Vărbilău, județul Prahova, au fost astăzi consultate de medicii voluntari în cadrul campaniei Sănătate pentru Sate, aflată la a 32-a ediție. Consultațiile au fost gratuite și oferite de medici de diferite specializări, printre care diabetologie, cardiologie, medicină internă, pediatrie, stomatologie, dar și imagistică. Majoritatea patologiei de aici este o patologie cardiovasculară. Sunt probleme legate de alimentație. Copiii, ca de obicei, au aceeași probleme de atitudine, vicii de poziție, atitudini cifoscoliotice, aceeași probleme cu alimentație, foarte multă mâncare de la fast food, chiar dacă suntem la țară. De asemenea, o patologie, spre surprinderea mea, aici și în acest sat din Prahova, am primit mai puțin diabet zaharat. Sunt alte sate în care predomină diabetul. Există doar două cabinete medicale pe raza întregii comune, din care fac parte 4 sate, ceea ce spune mult. Ei își fac programări chiar cu o lună de zile înainte să ajungă la medic, să îi poată vedea medicul de familie și apoi să meargă ori către Vălenii de Munte, ori către Ploiești la spitale să se îngrijească de sănătate. A fost o inițiativă extraordinară a Patriarhiei Române, în colaborare cu Ministerul Sănătății, de care ne-am bucurat și de care ne bucurăm și dăm slavă Dumnezeu pentru lucrul acesta. M-am operat la coloană de ernie de disc și mi-au rămas picioarele amorțite. Și de atunci de când m-am operat acum 2 ani, crește tensiunea. Și zic să fac un control la inimă să văd în ce cauză. Păi eu stăteam bine cu tensiune. Să le dea Dumnezeu sănătate și numai bine în viață. Că putem să ne controlăm și noi gratuit, fără să mai dăm bani, că nu să ajung banii cum sunt. Ce probleme de sănătate aveți? Cu inima. Sunt operat de inimă. A doua sunt ternie de disc operat la Spitalul Militar București și mă simt rău, am dureri mari în piept și am văzut de medici care vin la noi în comun aici și un fac foarte bun. Cum ați aflat devenirea medicilor voluntari? Prin părintele, prin Caușuc al nostru de la Livade, ne-a anunțat pe toți să venim aici că e consult gratuit. Așa ceva n-a fost în comuna noastră niciodată, să vie medici să ne consulte, n-a fost. Cum sunt eu din Livadia, să viu atâția kilometri la doctor, familie, stau ori între și acolo. Oamenii au fost foarte bucuroși și entuziasmați, mai ales că mulți dintre ei nu au primit astfel de consultații de foarte multă vreme. Oamenii de obicei din mediul rural, cred că este un fenomen vast universal, din cauza problemelor, din cauza treburilor care le ocupă toată ziua și de ce nu din cauza neajunsurilor financiare, își neglijează sănătatea și chiar au fost bucuroși când au auzit că o echipă foarte mare de medici, asistenți și voluntari vor poposi în comuna noastră. În cadrul acestei ediții au fost consultați foarte mulți copii și tineri. Florin, să spui de ce ai venit astăzi la stomatologie? Ca să văd ce probleme am. Dar cine ți-a zis că ai probleme cu dinții? Manu. Așa ți-a zis mami? Și aveți medic stomatolog aici în sat? Nu. Până acum ai mai fost la stomatolog? Nu. Ai emoții? Nu. De ce? De ce nu ai emoții? Nu am. Știu că nu face nimic rău și știu că pentru că este în sănătoșirea mea. Au fost într-adevăr mulți copii. Problema dominantă sunt incongruențele dentoalveolare, adică dinții strâmbi. Și chiar cred că tot ce am văzut aveau dinții strâmbi și foarte mulți dintre ei n-au ajuns niciodată la stomatolog. Încerc să-i convinc să se spele corect pe dinți, să le arăt cum să se spele, cât de important este să se spele pe dinți. Cei care vin însoțiți de părinți le explic toate lucrurile astea și îi direcționez și îi conștientizez să meargă totuși la medicul stomatolog. Sâmbăta viitoare, cea de-a 33-a ediție a campaniei Sănătate pentru Sate, se va desfășura în comuna Moara Vlăsiei.